بتمن دعتو يش بتمن بتمن دعتو يش بتمن بتمن دعتو يش بتمن بتا 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 دا بتمن. Salutare și bine ai venit la un nou episod aici pe canal. Astăzi vreau să deschidem pachetele rezultate din obținerea lui Tonali plus un Jumbo Rare Players Pack, pachet obținut pentru că ne-am uitat pe Twitch-ul de la EA Sports. Am reușit într-un final să-l fac pe Tonali, nu a fost așa de greu, chiar sunt decente aceste obiective pentru el. Luăm și ultima chestie, aici mi s-a părut destul de aiurea, au trebuit să faci 6 victorii, dar după aia să joci până la 12 meciuri și să înscrii în fiecare. Deci, practic, mai mult sau mai puțin trebuia să faci 12 victorii. E ok, l-am început aseară, l-am terminat acum de dimineață. Pot să zic că a fost ușor și decent de făcut. Arată chiar destul de bine cardul ăsta și cardul din anul trecut a fost stupid de bun, stupid de OP. E chiar un CDM bun cu 82 pace, are 90 passing, ceea ce contează foarte mult să și paseze bine CDM-ul. Este un 3-4, are ambele picioare, deci n-are skill moves, din păcate. Este un medium high, deci clar este CDM, nu CM, este CDM. Are 82 dribbling, 82 defending, 83 physical. Hai să vedem ce înseamnă asta. Înseamnă că are stamina 84 și strength 82. Poate eu aș fi vrut un pic mai mare. Defending awareness-ul doar 80, l-aș fi vrut măcar 90. Are agility bun, 80, balance 81 pentru un CDM, reaction bun. La passing este, arată insane, cu un curve de 97, cu freaking accuracy 97, short pass 90, are un shoot power de 92, iar un acceleration de 85 și un sprint speed de 80, plus alte player trait. Flare-ul ăsta nu cred că îl ajută la 3 stele, leadership și alte cele neimportante. Hai să mergem să luăm pachetul ăla. Cum ziceam, avem un Jumbo Rare Player Pack. Dacă te uiți pe Twitch la evenimentele celor de la EA Sports, la calificării regionale și așa mai departe ce au ei, primești acești tokeni. Până acum au fost 5 weekenduri în care te puteai uita. Ultimul a fost weekendul trecut. Iar acum pot să-mi revendic acest Jumbo Rare Player Pack, adică să dau cele 5 cartonașe pentru un pachetel destul de OP, destul de bun, chiar un pachetel foarte bun. Din câte am văzut eu, o să mai fie în aceste 100 de zile pe care le vedeți aici la Remaining, o să mai fie încă 5 weekenduri cu competiție. Deci mergeți, legați-vă contul de FIFA cu contul de Twitch. Twitch este gratuit, nu trebuie să plătiți nimic și trebuie doar să urmăriți când au cei de la EA Sports competiție și o să fie totul ok și o să primiți și voi. Avem în acest minunat gold pack pe Rose de la Tottenham. Încă un pachet, un prime gold pack. E bine, ne mai antrenăm, mai deschidem pachetele random în timpul săptămânii. Nu avem nici aici nimic, îl avem pe Ruben Neves de la Wolverhampton. O să luăm acest 75 plus, un pachetel decențel. Nu este walkout din păcate, cred că este board. Nope, nu este nici măcar board. Este un 77 boia ta. Ultimele 3 pachete, luăm acest Small Electrum Player Pack, lăsăm Jumbo-ul pe ultimul de deschis, nici aici walkout, sper la Jumbo-ul ăla, sper un walkout, ar fi dezamăgitor să nu luăm walkout acolo. Un Electrum Player Pack, hai să vedem, din pachetele astea nu mă așteptam oricum, să-mi pice ceva. Și atracția videoclipului
Jumbo Rare Player Spec. Hai te rog cu ceva bun. Ești untradeable, nu îmi dai coins, îmi dai un jucător bun, ar fi excelent. Este walkout, bine așa? Handanovic. Din nou, Handanovic. Am informul lui, cât că am prins acum 2 sau 3 săptămâni, Handanovic. Este un 88. Nu cred că se mai află nimic în spatele lui, nimic bun. Însă mai avem 24 de cartonașe, să vedem ce se întâmplă. Avem un inform Tonei, avem pe Handanovic de 88, Odegaard, Ramsey, Pavlenka, Proms. Slab pachetul. Aici Conmeboy. Slăbuț. Destul de slăbuț pachetul. Avem acest 88, o să vedem în ce SBC o să intre. Asta a fost și cu episodul pe astăzi. Am avut walkout, trebuie să fim mulțumiți. Am avut walkout, a fost un pachet gratis, îl avem pe Tonali. Până data viitoare, pe mine mă găsiți pe Instagram. Nu uitați să mergeți să dați și un follow acolo. Și nu uitați să jucați FIFA, că nu vreți să fiu eu mai bun decât voi. V-am pupat, ceau! Bătămen, da tu, ești bătămen. Bătămen, da tu, ești bătămen. Bătămen, da tu, ești bătămen. Bătă, da bătămen.